Vă spunem din nou bun venit la studiul Bibliei, al lecțiunilor școlii de sabat. Suntem la studiul al treilea cu o întrebare interesantă. Dumnezeu sau banii? Și se amintește în introducere o frază dintr-o parabolă spusă de Domnul Hristos, pe care am studiat-o în primul studiu, și sentința Domnului Hristos care spune: nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. La școala de sabat, în biserică, cineva mi-a pus întrebarea: ce a făcut rău omul bogat? Dacă ai o recoltă mai mare, nu e normal să strângi? Dacă eu sunt om de afaceri și am un câștig mai mare luna asta, nu e normal să strâng ca să pot să investesc după aceea, să pot să-mi plătesc muncitorii? Păi e ceva din spune. Care ceva... e vina omului bogat? Spune, acum suflete, mănâncă, bea și veselește-te. Acum întrebarea ar fi, care e lucrul rău în ăsta? Știi, că se duce mai departe. Nu, ideea este a valorilor pe care le duci. Și valoarea este, să facem o legătură și cu studiul trecut, lăcomia, acapararea. Modul acesta de a nu fi mulțumit cu ce ai și a avea cât mai mult, considerând că acesta este, să zic așa, sensul vieții. Și nu ăsta este. Eu văd, Cristi, aici e partea pe care a spus-o Marius, dar mai e ceva. Îmi voi. Ce să fac pentru mine? Este exact spiritul din Eclesiastul, din păcate l-a caracterizat și pe Solomon. Solomon și-a făcut asta, și-a făcut asta, și-a cumpărat asta, și avea și o mulțime de soții. Și este exact opusul, de fapt, a ceea ce Dumnezeu a pus în creație. Și Dumnezeu ce a pus în creație? Din ce ai tu, să oferi celuilalt, și în asta e binecuvântare. Eu știu că nimic nu funcționează pentru el. Asta e marea problemă cu care se confruntă, de fapt, un creștin. Atunci când privești în natură, soarele nu luminează pentru el, plantele nu produc oxigen pentru ele, nimic, păsările nu cântă pentru ele, totul funcționează pentru celălalt. Asta e legea universului. Și atunci când dai, ți se dă. Și e un cerc care... Binecuvântarea pe care ai primit-o o dai, primește alta. Binecuvântarea pe care ai primit-o o dai, primește alta. Asta e marea problemă. Și omul e excepția în ce spuneai tu. Exact. Omul spune stop, stop, totul la mine. Se oprește totul aici. Acum, nu e nicio problemă că Dumnezeu l-a binecuvântat, că doar tot Dumnezeu l-a binecuvântat ca să aibă o recoltă bogată. Chestiunea nu e asta, ci ce faci tu cu ce ți-a dat Dumnezeu. Asta e întrebarea. Și apoi mai în studiul 1 a fost cuvântul frumos al lui Moise: când tu vei ajunge în locul tău liniștit, în locul tău prosper, adu-ți aminte că toate aceste lucruri n-au venit prin puterea mâinilor tale. Și de aceea accentul pe care l-a pus Sergiu este foarte bun. Îmi voi, sau Nebucadnețar, iată cetatea pe care eu mi-am zidit-o. Știți? E, ăsta este lucrul rău. Adică să te gândești că măsura lucrurilor e omul și nu Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu întotdeauna îi are în vedere pe ceilalți. Dumnezeu, dacă te binecuvintează, nu este ca tu să fii mai presus de ceilalți, ci ca tu să fii un canal prin care Dumnezeu să ajungă la inima celorlalți. În momentul în care tu, eu, noi, așa cum a zis Dani, tai binecuvântarea lui Dumnezeu, tai circuitul ăla pe în natură, ceilalți se vor vedea afectați, iar Dumnezeu are metodele lui de a pune capăt acestei atitudini pe care și Nebucadnețar a avut-o în trecut. Și Cristi, mai văd aici în introducere încă un lucru. Nu se îmbogățește față de Dumnezeu, și aici nu văd doar faptul că a da altuia, ci văd și altceva. Suflete, ce fă de acum? Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Cel puțin putea să spună studiază sau călătorește sau vezi locuri frumoase. Asta, asta e chestiunea actualizată a parabolei aia pe care o avem în Sfânta Scriptură. Acum, poți să investești și în ceva bun. Acum, chestiunea interesantă e alta. Asta înseamnă că unii care au fost favorizați, și anume, ca să aibă posibilitatea educației, ca să aibă posibilitatea cunoașterii, să aibă binecuvântările pe care Dumnezeu le dă, și chestiunea banilor, A prosperității, din toate punctele de vedere. Asta înseamnă că el are obligații față de celălalt.
Aici e o chestiune... Nu e obligatoriu. E adevărat. Adică unul nu simte. De ce trebuie să fie obligat? Eu dacă am pentru mine, că asta e ideea. Adică cu ce sunt obligat eu față de cel de lângă mine? În momentul în care înțeleg pe Dumnezeu... Eu înțeleg și parabola și în contextul istoric. În momentul în care îl înțeleg pe Dumnezeu, atunci ce face? Spune că Dumnezeu dă ploaie și peste bun și peste răi. Atunci înseamnă că și eu când îl înțeleg pe Dumnezeu și primesc, înseamnă că împărtășesc binecuvântările astea. E o responsabilitate, o nouă obligație, nu știu cum să o numesc. Poate că limbajul nu e corect ce spui, numai că am vrut să fac o provocare discutând la nivelul real, la nivelul practic. Adică în momentul în care am, și pornind de la pildă, da, în momentul în care am, ce obligație am eu față de cel care este flămând? Pe mine mă interesează liniștea mea, prosperitatea mea. Asta este definiția egoismului. Dar Marius, nu este același lucru să fii astăzi un om de afaceri care ai angajați, care ai familie care depinde de tine și când ai un venit în plus să-l pui deoparte ca să ai să plătești salariile, da, mi se pare normal, și să trăiești într-o societate în care oamenii practic mor de foame și tu, în loc să-ți faci milă de cel de lângă tine, zici, hai să strâng eu ca să am de acum să nu... Să-mi satisfac plăcerile mele. Da. Și plăcerile poate să fie, așa cum spuneai, să călătorești, să știi mai multe. Dani, sunt o grămadă de lucruri. Pe titlu zice Dumnezeu sau banii. Chiar trebuie să alegem între Dumnezeu și bani? Eu, știi, titlul, te rog, Dani. Nu mai puțin să răspundă, Dani, că l-am întrebat pe el. Acum, eu cred că nu poți să slujești la doi stăpâni. Pentru că poți să folosești banii ca o binecuvântare sau să fii slujit, adică să slujești banilor. Știu un lucru simplu. Vreau să spun o chestie simplă. Când fugi după bani, banii fug de tine. Și atunci... Când tu, de fapt, te închini lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează, îți dă și bani. Eu vreau să spun că, în general, nu se compară două lucruri care nu sunt comparabile. De obicei, expresia noastră este banii sau viața, știi? Dar, din ce cauză se pune Dumnezeu sau banii în titlul lecțiunii? Pentru că, și aici e o tristețe, în lumea noastră, banul e dus la nivelul de divinitate. Și asta o spunea Domnul Hristos, mai târziu lecțiunea revine cu tema aceasta, dar o putem discuta acum, nu puteți sluji la doi stăpâni, lui Dumnezeu sau Mamona, și Mamona nu e Satana, ci Mamona e bogăția. Acum, ce văd eu aici? Că bogăția, în mod artificial, suplinește ceva, ceea ce Dumnezeu ar trebui să dea. 1. Ce oferă Dumnezeu? Dumnezeu, în primul rând, îți oferă o identitate prin ceea ce ești. Bogăția îți oferă o identitate prin ceea ce ai. Și cred că aici, într-adevăr, unii suplinesc nevoia de Dumnezeu prin bogăție, că le oferă identitate. 2. Dumnezeu îți oferă o stabilitate și o crotire. Bogăția îți oferă și ea, în aparență, stabilitate, o crotire și așa mai departe. Dumnezeu este cel care îți oferă un viitor. E capricioasă. Dumnezeu îți oferă un viitor și bogăția, în mod aparent, îți oferă viitor. De asta unii se închină. Sergiu, sunt doar două categorii, că tu spui unii și unii. Pentru că în introducere apare o frază. Zice, aceeași idee. Nu vom putea fi duplicitar la nesfârșit. Eu totuși aș vrea să-l contrazic puțin pe cel care a făcut lecțiunea, pentru că văd că se poate să fii duplicitar până la sfârșitul vieții, cel puțin, nu? Toată viața să te chinui, cum spune profetul, fugi de un urs, te întâlnești cu un leu, da, și când ajungi acasă te mușcă și un șarpe. Dar aici, Cristi, toată viața aici, Cristi, este încerci, dacă mergem nu, în să mergem, și cu una și nu, cu alta. Nu, nu, dacă va veni un moment când nu se decimal, poate. Și anume, de la 1 la 10. Dar în lumea lui Dumnezeu se merge foarte mult în sistemul binar, 0 sau 1. Exact. Și simplu, atunci, nu ai cum. Ce văd eu? Că asta o spunești și citam în lecțiunea trecută din Timotei. Vedeți, omul religios, care nu-i total dedicat lui Dumnezeu, îl are și pe Dumnezeu, pentru că spune așa Pavel în 2 Timotei, iubirea de sine, iubirea de bani, iubirea de plăceri, mai mult decât iubirea de Dumnezeu, adică e și Dumnezeu acolo, dar e pe locul 4. Ori Dumnezeu nu acceptă decât primul loc. Dați-mi voie să mai ofer o altă perspectivă, pornind de la ce spunea foarte bine Dani, și anume acest spirit de dărnicie. În lume sunt doar două motoare. Adică de ce cred că abordarea este de alb și negru? Și nu este de gri. Și de ce autorul aici are dreptate?
Și tocmai ca să ștergem influențele astea postmoderne care relativizează, adică că, domnule, hai să merge să le împarci așa. Nu, nu merge. Și vreau să vorbesc de aceste două motoare. În lumea lui Dumnezeu, cum foarte bine spunea Dan, există un motor, care este motorul sacrificiului de sine. Și lecțiunea, deși are acest titlu, nu vorbește despre asta. Că avem un alt tip de abordare care este în textul de memorizat și în lecțiune deja a trecut 10 minute și n-am discutat despre care este esența lecțiunii, care vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Adică și practic te întreb, adică stai un pic, adică titlul este Dumnezeu Sabanii și bagă textul din Filipeni. Și îmi văd aici, vorbind despre Fiul lui Dumnezeu, Hristos Creatorul, ce legătură are? Păi are legătură exact cu ce spunea Dani. E pe de o parte legea junglei, totul pentru mine. Și de aceea și începe cu nebunule. Adică piramida. În vârf este faraon și unul care o duce cel mai bine, în timp ce 2 miliarde sunt slujitorii lui. Ăsta este modelul satanic. Modelul acesta al, să zic așa, capitalismului rău, între ghilimele. Deși chestia asta pe care o zic eu este o mare gafă, nu vreau să intru în partea asta. Vreau să rămân doar la partea spirituală. Deci, pe de o parte, motorul sacrificiului de sine, care este în lumea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, legea junglei. Cel mai bine adaptat supraviețuiește, fiara. Și de aceea nu se poate decât aceste două. Ori ucis pe una și trăiește, să zic așa, Domnul Iisus Hristos, prin legea dragostei, ori Iisus moare și trăiește firea pământească. Foarte bine sunt de acord, dar la nivel practic, din ceea ce ai văzut tu, printre frații tăi, în viața ta personală, nu vezi fenomenul ăsta al duplicității, al unei vieți duble, în care oamenii se zbat între a sluji și banului și după aceea vin la biserică, nu, să se simt vinovat, încearcă să slujească zile, și lui Dumnezeu. 6 zile plus una. Lupul e tot lup. Lupul e tot lup, chiar dacă are haină de oaie. Adică să nu ne lăsăm înșelați. Lupul e tot lup. Și oaia e tot oaie, chiar dacă la un moment dat poate să zicem că uneori poate este mai critică, uneori poate mai este, dar ea este ascultătoarea de Dumnezeu, poate că ea îl iubește pe Dumnezeu. Adică să nu ne lăsăm înșelați. Până la urmă se va culege ceea ce este. Viața duplicitară există. Până când va exista? Până la un moment dat. Acum, oamenii pe care eu îi văd, oamenii pe care îi cunosc, mă refer poate la oamenii din biserică, cu toții încercăm să ducem o viață cât mai puțin duplicitară. Însă, de ce avem această viață duplicitară? Pentru că prin natură avem tendința spre materialism, avem tendința spre rău. Și a fost un moment în care nu am văzut Evanghelia, ci am auzit Evanghelia, cu privire la studiul trecut, văd, vreau, iau. Evanghelia este aud, vreau și iau. Credința vine prin auzirea Evangheliei. Natura asta umană este în mine și eu, prin faptul că vin, că aud despre Dumnezeu, în mine se dă o luptă. Care este scopul luptei? Ceea ce este uman să scadă, ceea ce este divin, ceea ce am auzit, vestea bună, să crească. Nu vezi, până o, când, omule, că până la un moment dat, până la un moment dat. Și așa cum spune autorul, nu poate fi până la sfârșitul vieții. Va fi un moment în care prin Hristos voi putea să birui. Când va fi acel moment, nu știu. Câteodată este un pic cam târziu. Nu, e bine să fim pozitivi, de aceea îmi place abordarea lui Petrică. Adică haideți să mergem și puțin mai departe. Scuze-mă, Marius, pentru că am ajuns la jumătatea timpului și n-am avansat foarte mult. În Sâmbărția de Duminică ni se dau o serie de texte care vorbesc despre faptul că Dumnezeu este stăpânul, este creatorul a tot ceea ce există pe pământ. Și se naște o întrebare interesantă. Dacă Dumnezeu a făcut lumea și implicit tot ce este material, că zice Domnul, aurul este al meu, argintul este al meu, cine a făcut metalele astea prețioase? Tot Dumnezeu le-a făcut, nu? Hrana, tot ceea ce există pe pământ. Atunci, dacă Dumnezeu a făcut lumea materială, putem să spunem că este rea? Păi, eu văd abordarea că e foarte, foarte simplă. Niciodată Biblia nu consideră materia rea în sine. Asta ține mai mult de filozofia greacă, da? În Scriptură vedem că materia este bună, ceea ce se condamnă, și de asta lecțiunea, vedeți, vine cu soluția ca Dumnezeu să fie acolo unde trebuie în viața noastră. Dacă Dumnezeu este unde trebuie în viața noastră, mai presus de toate, textul de memorizat, celelalte eu cred că se aranjează în mod natural.
Eu aș pune o altă întrebare care apare în comentariul de la lecție. Mi s-a părut foarte interesantă. Spune că Dumnezeu cunoaște valoarea reală a lucrurilor materiale. Deci înțeleg că lucrurile materiale nu sunt rele în ele însele, doar că nouă ne e greu să le cunoaștem valoarea. Care este valoarea lucrurilor materiale? Valoarea lucrurilor materiale este aceea pe care tu vrei să o aibă. Mă explic. Pentru mine, un pix nu poate avea mai mare valoare decât aceea pentru care a fost creat, adică a scrie. Dar dacă eu din acest pix fac un obiect de cult, atunci valoarea nu mai este aceea pentru care a fost creat. Omul a fost creat pentru a-i aduce slavă și glorie lui Dumnezeu și pentru a împărtăși cu alții dragostea pe care a primit-o de la Dumnezeu. În momentul în care omul, datorită egoismului, se înalță pe sine, se iubește pe sine mai mult decât pe ceilalți sau mai mult decât pe Dumnezeu însuși, atunci valoarea pe care o am este o valoare care nu mi-a fost dată. Nu am fost creat pentru acest. Foarte interesant, Petrișor, ce spui tu. Spunea și Domnul Hristos, mâncarea este pentru a susține viața și nu viața să se dedici obținerii alimentelor, nu? Diferența între valoarea reală a lucrurilor și valoarea care îi dăm noi. Îmi place ce ai spus, pentru că este un element central. Zice, el cunoaște valoarea și cred că cuvântul cheie este real. Adică diferența între real și aparent. Și nu vreau neapărat să intru un pic în, eu știu, filozofie, dar este un discurs despre ontologie. Ce este cu adevărat realul? Și ființa care este în spatele este ființa care este dintotdeauna, care este Dumnezeu. Omul nu trăiește prin sine. Omul nu trăiește pentru sine. Dumnezeu este acela care este garanția existenței. Ori valoarea unui lucru este în contextul existenței lui Dumnezeu. Acum, care e valoarea lucrurilor materiale? Cred că ar fi interesant, Sergiu, odată să facem o emisiune, în afară de lecțiune, să vorbim despre realitate. Ce este realitatea? E o temă, mi se pare, asta foarte interesantă. Crucial. Și care are de-a face și cu percepția noastră asupra realității. Și cuvântul percepție, iar cuvântul percepție, iar un cuvânt cheie. Danica, ai vrut să iei cuvântul. Ni se spune aici că Iisus a fost pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, și datorită acestei îmbinări între divin și uman, putem să spunem că el a avut o percepție sănătoasă asupra realității. Pentru că eu aș putea să spun, pe ce știe Dumnezeu care este acolo sus, n-a suferit niciodată problemele care le sufer eu, dar tocmai din cauza dublei naturi, divină umane a Domnului Hristos, putem să spunem că el are o înțelegere reală a valorii lucrurilor. Acum, eu înțeleg chestiunea asta a întrupării Domnului Hristos, e adevărat că e o taină. Sunt multe lucruri de spus, nu vreau să intru pe autostrada asta. Înțeleg lucrurile astea cu privire la întruparea Domnului Hristos. Vorbeam despre două aspecte, nu? Dumnezeu sau banii. Și anume, Domnul Hristos a întrupat. Acum, e posibil ca eu ca uman, ca și persoană umană, Domnul Hristos să se întrupeze în mine? Adică, să am percepția asta corectă cu privire la Dumnezeu și cu privire la bani? Pentru că despre asta discutăm. Când voi avea percepția corectă? Dacă discutăm despre Domnul Hristos, e adevărat, vorbim de multe ori ca să nu fie tangențial cu noi, dar pe mine mă interesează cu privire la mine, cu privire la umanitate. Când am percepția corectă? Doar atunci când unirea asta între Dumnezeu uman, nu știu cum se face, n-am înțeles-o și nu știu dacă o voi înțelege vreodată. Îngerii spune un cuvânt inspirat că se întreabă cum a putut să facă treaba asta, dar acum eu mă întreb, în mine întruparea asta poate să aibă loc pentru ca să pot să percep lucrurile corecte despre Dumnezeu și valoarea banilor? Sergiu, de ce tânărul bogat nu a acceptat oferta lui Iisus? Ce l-a împiedicat până la urmă? Care a fost piedica care nu l-a lăsat să fie ceea ce Dumnezeu vrea de la el? Eu văd în tânărul bogat, și e frumos exemplul acesta, două modalități de a te apropia de Dumnezeu și de a te apropia de religie. Să te apropii doar la nivelul acesta logic și de discuție filozofică, bunule învățător, sau să te apropii de Dumnezeu și să-L accepți ca Domn al vieții tale. Ori tânărul bogat, pe de o parte,
1. Trebuia să treacă de la un stadiu al religiei la stadiul acesta relațional. Iisus este Domn. Învățător și să discutăm despre vorbe e destul de simplu. Al doilea lucru, 1. În viața lui era iubirea de bani și avea mari bogății și asta o spune Biblia. Și interesant este, unul dintre evanghelii spune că Iisus l-a iubit. Adică tânărul a perceput dragostea lui Dumnezeu și a trebuit să aleagă între dragostea lui Dumnezeu și dragostea față de bani. Și a treia provocare pentru el, el l-a văzut pe Iisus. Și a văzut că Iisus, așa cum studiasem data trecută, Iisus era sărac, ucenicii lui erau oameni simpli și până la urmă acceptarea lui Iisus nu implica doar renunțarea la ceva, că probabil renunța la bogății și era deștept și bun și își recupera totul. Dar trebuia să accepte un alt stil de viață. Acum, eu ce înțeleg cu privire la pilda asta tânărului bogat? În primul rând, tânărul ăsta când vine știe despre Domnul Hristos. Nu se duce la primul pe care îl întâlnește. Știe despre ce face, știe despre stilul lui de viață, știe despre faptul că dă. Și atunci, când spune textul că Domnul Hristos s-a uitat la el și l-a iubit, eu înțeleg așa. În momentul respectiv, i-a transmis tânărului ceva. Și anume, tu vrei un anumit lucru. Pentru ca să poți să ai acces la lucrul ăsta, trebuie să dai, să faci ca mine. Asta înseamnă ca să Dumnezeu să mă iubească. Dar bogăția este întotdeauna un impediment pentru a urma pe Hristos, sau era situația tânărului bogat? Păi, după asta nu spune Domnul nostru Iisus Hristos că se întoarce la ucenici și le spune... mai ușor este așa și așa. Sau în contextul în care noi punem întrebarea Dumnezeu sau banii, eu cred că experiența aceasta a tânărului bogat, și mai ales încă el a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să am? Adică problema aceasta nu este o chestie, noi acum stăm și discutăm, nu e problemă, dar dacă vrei ca să ai viața veșnică, fă ce a spus Iisus. Vinde tot ce ai, dă la săraci, ia-ți crucea în fiecare zi, vină după mine. Marius, întrebarea mea este, sfatul ăsta era pentru tânărul bogat, pentru situația lui, pentru că Hristos l-a cunoscut pe el, sau este un sfat generalizat? Adică vine cineva la biserică și zice, vreau să fac ce e bine în viața asta. Le spune la toată lumea, vinde ce ai și dă de pomană? Păi, dacă eu iubesc ceva care e între mine și Dumnezeu, trebuie să renunț la acel ceva. La tânărul ăsta era, cum a spus Sergiu, iubirea de bani. Dar nu înseamnă neapărat că banul era problema. Care este idolul care se interpune între tine și viața veșnică? Aici e problema. Deci spui că era situația tânărului respectiv și nu un sfat generalizat. Alții fac din alte lucruri. Eu vreau să spun un lucru, că este un sfat concret și este și un sfat general. Este un sfat concret din ce cauză? Pentru că este vorba despre tânărul bogat în primul plan și în al doilea plan este un sfat general pentru că tânărul bogat reprezintă o categorie de persoane care de-a lungul anilor au aceeași problemă ca și tânărul bogat. Acum, tânărul bogat avea o cunoștință despre Dumnezeu doar la nivel teoric. Chiar și la nivel teoric avea o cunoștință oarecum împătată, defectuoasă, nu avea completă, nu avea corectă. Dar la nivel practic nu avea o cunoștință absolut deloc de Dumnezeu. Și tocmai de aceea Domnul Iisus îi pune punctul pe ei acolo unde el nu cunoștea cel mai mult. Doar că este interesant metoda prin care Domnul Iisus îl ajută pe acest tânăr, îl conduce pe acest tânăr ca să-i descopere adevărata lui problemă. Ia de la lucrurile pe care el le cunoștea, lucrurile care era familiarizat, până la ceea ce el nu cunoștea. Eu văd aici în situația cu tânărul bogat, Cristi, două lucruri. Unu, că este o chemare specifică. El avea problema majoră aceasta a banilor și doi, era chemat să facă parte din cercul intim al Domnului Hristos. Și vedem că Iisus avea mai multe cercuri de ucenici. Erau unii care renunțau la tot, erau unii care au renunțat temporar la tot și alții care erau ucenici mai de departe, cei doi în drumul spre Emaus, care mergeau acasă. Înțelegi? Dar, pe de altă parte, văd și un lucru general aici, că atunci când vii la Iisus, prioritățile trebuie să fie corecte. Și vreau să vă spun pe scurt o întâmplare. Suntem în perioada în care primim făgăduințe. În anii 90 se împart făgăduințele într-o biserică din România și cel mai bogat din biserică primește făgăduință. Exact asta. Du-te de vinde tot ce ai.
Acum nu că a zâmbit el, dar au râs toți din biserică. Omul și-a dezvoltat o afacere destul de bine, dar a fost în serios. Dar a fost marcat de treaba asta. Și undeva prin 97 a făcut, când era pe culme tot, a vândut și cred că n-a făcut rău. Mai uite, dacă tot vorbim despre experiențe, am cunoscut un om, un frate de-al nostru, care dormea sub un pod. Și, mă rog, a venit pe la biserică, i-a mai dat noi unele altele, a mai stat pe la frați, într-un timp dormea pe la biserică și mi-a povestit experiența lui. Mi-a zis, măi, eu când am înțeles Evanghelia, am zis, tot ce am eu, tot ce câștig, îl dau ca să cumpăr cărți, pliante, să fac lucrarea de evanghelizare. Până când a venit criza, n-a mai fost de lucru și a trebuit să cerșesc. Adică, sfatul cu vinde tot ce ai... Cristi, ai ca să-ți răspund la întrebare. Deci, eu cred că respectivul om n-a făcut neapărat cel mai bun lucru. Dar, care e problema? Dacă la un moment dat observi că un anumit stil de viață pune în pericol echilibrul tău interior, modul tău în care actuezi sau lucrezi ca ființă, atunci e mai bine să faci așa. Dar nu asta este ideea. Domnul Iisus Hristos... Sărăcia nu este o virtute sau este o virtute? Nu este sub nicio formă. Și de multe ori săracul este mai invidios, este mai periculos, este mai intolerant decât cel rău, ca dovadă ce a făcut comunismul. Comunismul este exemplificarea în care efectiv săracul pune mâna pe bogat, îl sugrumă, îi ia și spune hai să împărțim. Și nu împarte. Adică trebuie să vedem lucrurile ideea este în să-l acceptăm, pe Dumnezeu ca stăpân și atunci când El îmi cere să-i pun la dispoziție bunurile mele, să pot să fiu în stare cred că să... Cred că ai greșit. Ai folosit cuvântul greșit. Lecțiunea noastră nu vorbește despre Dumnezeu ca stăpân. Vorbește despre un Dumnezeu ca mântuitor și are un nume. Scuze, adică discut așa, să nu lua nume personal. Bine, adică vreau să fac sublinierea aceasta, pentru că nu e vorba de un simplu cuvânt. Centrul lecțiunii este Domnul nostru Iisus Hristos ca personaj central. Adică noi trebuie să ne îndrăgostim de acest personaj. Nu este altă soluție. Adică avem în vedere o declarație de dragoste pe care o face Dumnezeu și în fața acestei declarații de dragoste este răspunsul omului care este cuprins de această iubire. Asta este singura soluție. Tu întrebai mai devreme, Cristi, dacă bogăția întotdeauna este rea sau dacă este un lucru rău și dacă sărăcia este o virtute. Cred că Biblia îndeamnă pe oameni, pe creștini, să caute lucruri, să caute un stil de viață cât mai bun, cât mai sănătos, cât mai comod. Nici bogăția și nici sărăcia nu este o virtute. Din ce cauză? Sunt oameni bogați care resping pe Dumnezeu și sunt oameni sărași care, dacă Dumnezeu există și dacă Dumnezeu mă iubește, atunci de ce sunt sărac? Se câștigă la loto. Și îl resping pe Dumnezeu și au o atitudine la fel ca și, cel puțin la fel ca și cei bogați. Nici una, nici cealaltă nu sunt demne de urmat, dar Biblia, cel puțin percep eu, mă învață să caut lucruri bune. Adică nu este un lucru rău să caut ceva de calitate, ceva care îmi oferă siguranță, care îmi oferă protecție, care îmi oferă comoditate. Acum nu trebuie să trec limita bunului simț. Nu trebuie să trec limita umilinței. Este adevărat că cineva poate să spună și cine știe care este echilibrul. Acum. Echilibrul este Iisus Hristos întotdeauna. E ușor să spui Iisus Hristos, să-L iubesc pe Dumnezeu. Eu înțeleg un lucru din experiența zilei, din experiența vieții. Nu te îndrăgostești de cineva să ajungi să-l iubești dacă nu ai un drum comun. Acum să fim serioși. Eu în primul rând am nevoie de ceva și anume, am o țintă. Bun, pe drumul ăsta plec cu cine? Plec cu Dumnezeu, zicem noi. Cum pleci cu Dumnezeu? Avem un proiect împreună. Care e proiectul pe care îl avem împreună? Pentru că în proiectul ăsta pe care îl avem împreună, ne cunoaștem mai bine. Și pentru proiectul ăsta am nevoie de lucruri materiale, sau nu? Pentru că nu se poate altfel. Adică nu poți să faci ceva dacă nu ai. Dacă nu ai chiar, nu ai nimic, n-ai ce să faci. Și atunci ce face Dumnezeu? Uite, hai să facem un proiect împreună. Pe drumul ăsta pe care mergem, pe drumul ăsta ne cunoaștem. Eu te cunosc pe tine, tu nu mă cunoști pe mine. Și atunci, avem nevoie de lucruri materiale, lucrurile astea materiale, Dumnezeu le aduce pentru ca să împlinească un scop, numai că marea problemă a omului e că el a pierdut din vedere scopul. Și atunci,
lucrurile pe care Dumnezeu le aduce pentru împlinirea unui scop, omul le folosește ca scop în sine. Și asta e marea problemă a iubirii Dumnezeu. Atât vorbim de iubirea Dumnezeu. Păi iubirea aici... Dumnezeu nu se va cristaliza decât, în primul rând, nu ne cunoaștem, după aia mă îndrăgostesc, când? Pe parcurs, și apoi ajung să-L iubesc. Aici, Cristi, în legătură cu întrebarea ta, eu aș vrea să spun că Biblia nu consideră virtute nici bogăția, nici sărăcie, dar Biblia consideră ideal zona de mijloc. Și ce vedem? Că, în general, țările protestante, clasa cea mai numeroasă este clasa de mijloc. Iar în țările corupte... Era odată, acum era se odată. Pare că începe să dispară clasa de mijloc. Pe măsură ce pătrunde corupția, uite-te ce se întâmplă în țara noastră, da? Există foarte mulți bogați, dar foarte puțini în raport cu grosul care sunt săraci. Da. Iar Biblia merge pe ideea asta de mijloc. Da, ne apropiem de încheiere. Că ne apropiem de încheiere. Totuși, autorul lecțiunii scoate în evidență câteva idei interesante. Întâi că Hristos este creator, apoi că este răscumpărătorul nostru și, într-un citat din Cartea Parabole, spune că prin faptul că a revărsat toată comoara cerului în lumea aceasta, dăruindu-ne pe Domnul Hristos, în Domnul Hristos tot cerul, Dumnezeu, zice, a cumpărat voința, sentimentele, mintea și sufletul tuturor ființelor umane, indiferent dacă sunt credincioși sau necredincioși, toți oamenii sunt proprietatea Domnului. Mi se pare interesantă ideea aceasta că, în realitate, goana după bani, lăcomia, materialismul, sunt generate cumva de felul în care noi îl percepem pe Dumnezeu. Adică în momentul în care tu nu-L mai recunoști pe Dumnezeu ca și creator sau salvator, e normal să... Am pierdut, cu alte cuvinte, am pierdut ținta pentru care trăiesc, scopul pentru care sunt pe pământ. De fapt, care e scopul pentru care sunt aici? Dumnezeu ce face? La un moment dat varsă tot și scopul care e? Scopul principal. Ca eu să continui binecuvântarea asta, adică să duc și altora, să le spun, mă, uite ce s-a întâmplat aici. Acum, când eu pierd, și acum putem discuta despre sărăcie sau bogăție cât vrem noi, dar toate binecuvântările astea sunt date pentru un anumit scop, și anume care? Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Adică să duc vestea asta bună a învierii Lui și celorlalți. Și pentru asta Dumnezeu dă câți bani e nevoie, pentru că sunt ale Lui. Pentru asta Dumnezeu dă câte binecuvântări e nevoie. Pentru că timpul ni s-a scurs, înainte să facem concluzia, aș vrea să mai definim un termen foarte frecvent în Biblie. Dumnezeu se definește pe sine ca fiind un Dumnezeu gelos. Cam ce ar însemna lucrul acesta? Și după aceea o concluzie. Sunt trei lucruri. Unu, Dumnezeu este unic. Dumnezeu este dragoste. Și Dumnezeu nu are rival. Cam așa văd eu exemplificarea asta a un Dumnezeu gelos, adică nu este Dumnezeul acela care asasinează, Dumnezeul acela care înțeleg că este un Dumnezeu unic, un Dumnezeu care este dragoste și în contextul dragostei, unicitatea este, adică e vorba de un singur fiu, e vorba, adică în familie, unul este soțul, una este soția, nu sunt mai mulți. Deci e vorba de această unicitate a iubirii și există un rival. Adică ideea lui Satana sau Dumnezeu sau Mamona, că oarecum noi vorbim de bani, dar nu banul e problema, ci numele banului. Înțelegeți? Adică Mamona. Aici văd, Cristi, că Dumnezeu nu este mulțumit cu o jumătate din viața noastră sau chiar cu 99%, ci Dumnezeu, dragostea Lui este una activă. Dumnezeu dorește totul, Dumnezeu vrea primul loc sau dacă nu, nu este. Revin la ce spuneam, sistemul ăsta binar, 0 sau 1, și cred că Biblia ne învață și lecțiunea se și încheie pe tema asta, că toate vin de la Dumnezeu, toate într-o zi vor ajunge înapoi în mâna Lui și e important ca pe drumul acesta administrarea noastră să fie ținând cont de principiile Lui Dumnezeu și avându-L pe El pe primul loc. Dar, Sergiu, Dumnezeu este gelos.
ca un soț sau soție posesivă care nu vrea ca celălalt să aibă niciun fel de relație cu altcineva, acum, sau ca un părinte care vede că copilul lui este atras mai mult de lucruri distrugătoare, dăunătoare, decât de ceea ce îi oferă el viață aici, bună? Aici întrebarea ta e foarte bună, pentru că până la urmă cuvintele au o încărcătură contextuală și din păcate cuvântul gelos în limba noastră are o conotație negativă, da? Și eu când aud pe unii în rugăciune folosind cuvântul ăsta, încărcătura negativă e atât de puternică încât pierzi partea aceea pozitivă. Să luăm altfel, să o punem altfel. Dumnezeu în dragostea Lui nu este indiferent față de ceea ce se întâmplă cu noi și pe de altă parte în dragostea Lui Dumnezeu nu acceptă locul doi. Eu asta acum, înțeleg prea. Acum, un lucru. Dumnezeu zicea să ne judecăm. Eu înțeleg lucrul ăsta așa. Eu îți ofer un lucru. Dacă vrei să probezi, probează și celălalt. Ca să poți să faci o diferență. Ai greșit odată, ai probat, n-ai ascultat, acum vezi cine îți oferă cel mai mult, cine îți dă cel mai bun lucru. Când vorbim despre un Dumnezeu gelos, cum zicea Sergiu, primul lucru, primul aspect care ne vine în minte este comparația cu gelozia pe care noi o înțelegem. Însă eu cred că Biblia vorbește despre gelozia lui Dumnezeu în contextul în care Dumnezeu respectă libertatea de alegere a omului. Și pentru că Dumnezeu respectă libertatea de alegere a omului și pentru că Dumnezeu vrea să-i aparții în totalitate, atunci Dumnezeu încearcă și creează tot felul de oportunități, tot felul de ocazii, tot felul de circumstanțe ca persoana să aleagă prin propria decizie să-i aparțină în totalitate lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult, Bedeșor. Dacă vreunul dintre noi ar vrea să facă în mod de rezumat o paralelă între felul în care lui Adam și Eva li s-a oferit grădina Edenului ca și casa lor pe care trebuia să o administreze, ca și coproprietar, având în vedere că Dumnezeu era stăpânul, și situația noastră. Mie îmi place foarte mult, vedeți, în Biblie se folosește cuvântul ispravnic, care din păcate în actualitate nu spune foarte mult, dar avem cuvântul administrator, administrator general, da? Te bucuri de tot, dar administratorul cel puțin trebuie să țină cont de trei lucruri. Unu, că nu e el proprietarul. Doi, că în folosire trebuie să țină cont de principiile proprietarului. Și trei, că într-o zi va da socoteală, va sta în fața stăpânului și va spune ceea ce a făcut. Viața noastră astăzi nu este diferită la capitolul acesta față de ce a avut Adam și Eva. Ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne dă. În primul rând ne bucurăm de timp, ne bucurăm de sănătate, ne bucurăm de prieteni și într-o zi vom da socoteală. Mulțumim foarte mult celor care ne-ați urmărit. Mulțumim Sergiu, Petrișor, Marius și Dani, și vă așteptăm săptămâna viitoare la un nou studiu din această serie de studii care încearcă să ne ajute să medităm asupra rolului nostru de ispravnici sau de administrator general, cum spunea Sergiu. Până data viitoare, Domnul să ne însoțească pe toți. Amin.